Bună ziua, domnule Marius Rădulescu. Doamna, da. Bună ziua. Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Dacă tinerii ar ști, după o scurtă pauză. Da. Vă mulțumesc frumos că ați acceptat să răspundeți la câteva întrebări. Da. Să începem, nici nu știu dacă aveți vreo ordine. Un dialog. Acum, ce să vă spun despre ordine, e mai greu. Că nu știu dacă mai are cineva ordine în ziua de azi. Mai există, dar într-adevăr... Da, mai... Mă scuzați de... Nu, e foarte corect, dar unii să știți că au. Nu, poate nu toată lumea, dar sunt persoane care da, cultivă această ordine mentală. Acum să nu credeți că cataloghez oameni sau îmi propun așa ceva. Nu, dar e o abordare interesantă oricum. Eu o găsesc interesantă cel puțin. Adică, nu știu, după părerea mea, cred că de la naștere, da, de la naștere e mai greu să-ți formezi un orizont imediat. E greu de tot. Pentru că viața ne oferă într-adevăr și satisfacții, dar și multe probleme. Mai ales în ziua de azi, deși dumneavoastră cât de tot îmi place. În sfârșit, să le lăsăm, că aici întrebările astea mi se pare chiar foarte interesante. Mă bucur că vi se pare interesante. Le-am căutat și am găsit o parte din ele ca propuneri de întrebări pentru a deschide discuții. Nu le-am creat eu, le-am găsit. Da. Am bănuit. La... V-ați fi dat o sarcină în plus și în ziua de azi a zis omul. Acum asta nu mă credeți că sunt așa drastic. Ar fi fost într-adevăr o sarcină în plus, dar probabil că nu am avut încredere în abilitățile mele de a crea niște întrebări interesante. Da, m-am gândit și la asta. Și le-am găsit pe acești. Și nu vă cunosc, mi-ar face plăcere să vă cunosc. Adică felul cum ați început îmi place. Vă mulțumesc. Plăcere. Nu știu atunci dacă să întreb, ați menționat de provocările pe care ni le oferă viața și care cred că există în fiecare generație. Fiecare generație se caracterizează prin ea însăși, ca să spun așa, cu ghilimelele de rigoare, ați văzut și dumneavoastră în ziua de azi. Un tânăr, dacă vede un bătrân, zice, aia mai stau eu cu boșorogul ăla de vorbă, ăla și-a trăit raiul și-a mâncat mălaiul. Dar, sigur că în viață sunt multe aspecte care ar trebui tratate și știute de de generația de acum, nu de tânăra generație. Pentru că în tot timpul ăsta a existat tineri și bătrâni și o să mai existe. Eu n-aș vrea să pun accentul pe tânăra generație, pentru că tânăra generație oricum a fost și va fi. Părerea mea. Da, într-adevăr. Adică sunt de acord. Este o atitudine care există în rândul tinerilor, dar nu este singura din fericire. Vreau să vă întreb dacă există cumva vreo provocare cu care v-ați confruntat până acum și de care ați vrea să vorbiți. Da, am avut provocări destule, mai ales când eram elev. De ce v-am atacat subiectul ăsta? Pentru că la școală, să vă spun sincer, n-am fost un elev eminent. Însă au fost lucruri care m-au plăcut, m-au atras. De exemplu, m-a atras limba română, gramatica, nu m-a atras matematica, nu m-a atras fizica, nu m-a atras chimia. Exact. Au fost unele din defectele mele. Pentru că un profesor îmi spunea, când eram elev, zice, dacă tu nu ai să pricepi matematica de la început, n-ai să o înveți niciodată. Și ce se întâmplă, doamnă sau domnișoara,
Nu contează. Deocamdată nu vă cunosc. Aș vrea să vă spun ceva. Nu mi-a plăcut matematica în școală. În schimb, îmi place acum. Vedeți care este... ce e bizar în toată chestia asta. Probabil că fiind elev, și nu probabil, cu siguranță, nu dădeam eu importanță lucrurilor în materie de matematică. Dar îmi plac, am început să-mi placă matematica și, în general, jocurile logice. Interesant asta cu jocurile logice. Cel mai mult, pot să vă spun că m-au salvat cuvintele încrucișate. De asta am acum un vocabular cât de cât elevat. Ca să zic așa, n-aș vrea să mă laud. Rămâne la latitudinea dumneavoastră să judecați și să mă judecați. Eu vă spun, pe lângă limba română, care într-adevăr m-a pasionat enorm, gramatică, tot ce depinde de limba română, am mai avut și alte hobby-uri, printre care v-am spus înainte cuvintele încrucișate. Da. De fapt, am și deslegat foarte mult. Eu desleg din clasa a treia, așa, careuri, și nu numai careuri enciclopedice, dar și careuri de definit. Sau careuri surpriză. De fapt, n-aș vrea să mă laud, am publicat o perioadă lungă din viața mea, chiar la revista Rebus. Oh, asta e foarte... Este demn de lăudat. Am publicat și în reviste de limba română deocamdată din Israel. Am publicat și integrame și minore sau cuvinte... probleme de enigmistică, cum le spunem noi, rebusiști. M-a pasionat foarte, foarte mult. În afară de asta, m-a pasionat foarte mult filmul. Ce se întâmplă? Eu când eram elev, fiind aici în București, mă duceam la cinematecă și vedeam filme bune, sigur, cu actori foarte mari ai momentului atunci. Am prins și epoca de aur a cinematografului american. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Ce să vă mai spun? Pe lângă film, m-a pasionat muzica, iar foarte mult. Am avut părinții. Aveam amândoi o voce foarte bună, mai am o frate mai mare ca mine. Am cântat cu el într-o formație, mi-a plăcut. Am cântat cu mama în grupul Matrizal. Vreo 2 ani de zile. Asta s-a întâmplat pe la 20-21 de ani, cam așa. De fapt, după 20 de ani, și careurile astea mai dificile, mai, cum le spunem noi, rebutiștii, chiar foarte grele, am început să le înțeleg. Și de atunci, după la 20-21 de ani, m-au fermecat cuvintele încrucișate, cum am zis. În privința filmului, vreau să vă spun că între hobby-urile care le-am avut, eu am avut și o nebunie a mea. Vroiam să am, atât timp cât trăiesc, știți că omul are și fel de fel de nebunii în viață. Fiecare. Dar nu știu dacă o să mă credeți, dacă o să vă spun că am toată colecția la rusul. Oh, frumos! Da, efectiv toată. De ce? Pentru că eu am avut rude în străinătate, în special în Israel, în Statele Unite, în Canada. Îl am pe fratele tot așa în Canada. El mai are și o casă în Statele Unite, în Florida. Acum chiar mă uitam la televizor ce e acolo, e ceva dezastru. Am vorbit acum o zi, două în urmă cu el. Și am stat în Statele Unite vreo 16 ani,
în Israel vreo 30. Ce să vă spun? În Franța vreo 7-8 la maxim. În Canada cam la fel. Am vizitat, mi-a plăcut mult și geografia. Sigur că colindând în lume, în toată lumea, a fost foarte frumos. Dar nenorocirea e, de ce să nu recunosc, am călătorit pe banii altora. Ok. Eu nu am avut niciun merit în toată, în toată chestia asta. Însă, sigur că am rămas în viață și cu lucruri frumoase și cu lucruri mai puțin frumoase. V-am spus, apropo de film, am acasă, acum chiar zilele astea mi-am sosit din Statele Unite, aș fi vrut să rog comunitatea evreilor din Ploiești. Eu sunt din Ploiești, eu sunt născut la Ploiești. Înțeles. Sunt filmat câteva albume ale lui Bette Davis. Am niște albume despre ea din Statele Unite, chiar din Hollywood, cu copilăria ei, unde s-a născut, cum a ajuns să fie atât de celebră, prin ce film, nu știu dacă dumneavoastră vă amintiți, Lumină de Gaz. A fost cu Bette Davis, nu cu Ingrid Bergman? Ingrid Bergman, scuzați-mă, Ingrid Bergman. Nu Bette Davis, Ingrid Bergman. Mă gândesc, la o persoană, mă gândesc prea mult și uit numele. Ingrid Bergman, da. Bette Davis, da, Bette Davis a fost formă, totul despre Eva, cred. Totul despre Eva, da. Eu am spus Bette Davis, nu, m-am gândit la Bette Davis. O să vă spun eu altă dată. Ok. Ce a fost Bette Davis. Ok. Și mie mi-a plăcut la Ingrid Bergman... Ea l-a avut ca partener pe, uite, acum am uitat. Pe Charles Boyer. A lucrat, Charles Boyer, da. A jucat cu un actor foarte mare, nu-mi vine acum în cap. El era în lorul lui Laszlo. Cred că ați auzit de numele ăsta. Nu-mi vine acum în cap. N-am dicționarul la mine, că dacă aș... să îmi puneți întrebările astea. Vă pregăteați? Da. Nu, nu era nicio problemă, că aveam în engleză, aveam în românești, am vorbit și spaniolă, și ebraică. Ebraică. Eu mă străduiesc să învăț de câțiva ani. Și vă spun, mi-a plăcut foarte mult asta. Și acțiunea se petrecea în Maroc. Știți că la Maroc orașul îi spune Casablanca. Vine din spaniolă și înseamnă case albe. Pentru că orașul e făcut, adică o să vedeți orașul respectiv numai din case, imobile albe, așa. A, dacă vreți referiți la Casa Blanca? Ca varu. Și... Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, da, exact. Humphrey Bogart. Mi-a plăcut mult filmul ăsta. De fapt, e unul din filmele care și acum sunt... pe lista celor mai bune filme, e chiar mai bun decât Titanic, e mai bun decât, e considerat, filmul este mai considerat mai bun decât Titanic. Și, bine, toate, de fapt, amândouă mi-au plăcut foarte, foarte mult. Și toată filmografia asta americană, dar nenorocirea e că eu fiind bolnav din naștere, la un moment dat când stau de vorbă cu cineva, probabil că și din cauza poate și a limbilor străine, nu știu ce să zic, de ce să spun, mi-a forțat creierul și la un moment dat, ca să spun așa, și la un moment dat
Vorbeam cu cineva, că știți, dacă călătorești atât de mult, nu poți să vorbești în românești. Da. Peste tot în lume o să vorbești în limba țării respectivă, dar ca să vorbești în limba țării respective, trebuie să stai un timp acolo. Da. Ca să te obișnuiești cu felul omului de a gândi și cu societatea în general de acolo. Să știți că nu e așa de simplu. Am avut niște prieteni, zice, las, am învățat eu la școală, cu tare lucru. Și am spus, doamnă, i-am spus unui prieten, zic, să știi că la școală nu poți să înveți o limbă străină. La școală înveți ca să treci. Bine, cel puțin în cazul ăsta, poate cred eu greșit. Însă vă spun, prima dată când am fost copil mic, am avut 6 ani, să zic. Eram un copil foarte mic. Și e sigur că fiind copil, știți și dumneavoastră, copiii când sunt mici, nu ai probleme cu ei. Ăștia rețin totul. Dar pe măsură ce te mărești, uiți. Și în afară de firmă, așa, ca să spun așa, m-am plăcut poezia și desen. Am avut și prieteni care au lucrat în arhitectură. M-am învățat tehnici de desen. Acum ce să vă spun, ce aș spune unui tânăr sau unui tinere de 20 de ani, da, aș spune să își aleagă ei destinul, ca să spun așa, nu drumul, că drumul e cu probleme acum la mine. Sunt gropi în el acum, nu știu când ori dispărea. Când am știut că sunt copil... Că nu mai sunteți. Că nu mai sunteți copil. A, că nu mai sunt copil? Da. Păi pe la 13-14 ani. Așa mi-a trebuit cam mult. Am avut probleme de mari de sănătate de când m-am născut și până acum. Chiar acum vorbeam cu doamna doctor. Îngel, cred că o cunoaște. Cred că da. Trebuie să fac o electroencefalogramă, că zilele astea nu prea m-am simțit bine. De asta vă mulțumesc că mi-ați amintit practic mi-ați răspuns dumneavoastră mie la niște întrebări, un chestionar despre niște lucruri pe care le știam foarte bine, dar între timp, boala ajutând un fest, le mai încurcam și eu, să știți că și în America le încurcam. Nu e problemă, pentru că și eu uneori îmi vine în minte chipul actorului și numele, da, să mă gândesc la el o vreme. Da, vă spun, chiar mă gândeam la asta, la, uite, iar am uitat, la Marlene Dietrich. Ea a fost o mare actriță, muri până, nu mai știu, 86. Nu mai știu, în orice caz, după 80, nu mai știu nici. O trebuie să mă uit în dicționar, n-am știut cum telefona. Însă a fost una din, ca actor, ca actriță mai bine zis, a fost una din corifeii cinematografului american în materie de actorie. Bine, ea a ajutat în multe roluri. Acum ce vreau să vă spun? Cel mai bun sfat pe care l-am primit vreodată, mi-a zis, Marius, trebuie să faci ceea ce simți tu, cu adevărat. Mi-a zis, nu te lua după unul și după altul. E, probabil că mi-au atras atenția. Vezi că tu nu o să ajungi niciodată ce-ți dorești tu să fii. Că mi s-a spus asta din cauza bolii. Și eu am și acum o duc ca o cruce. Dar ce să fac? M-am obișnuit. Dar ce doreați, scuze dacă
Ce doreați să fiți? Și toți, și toți mi-au spus să faci în viață ceea ce îți dorești cu adevărat și ceea ce îți place ție. Și ce v-ați dorit? Să urmați aceste pasiuni despre care ați vorbit? Sau altceva? Eu mi-aș fi dorit să lucrez. Acum vă aud mai... Iertați-mă că vă întrerup, dar vă aud mai prost acum, nu știu ce s-a întâmplat. Da. Puteți să vorbiți în telefon sau s-a schimbat ceva în... Scuze? Vă aud mai prost, ca și cum nu ați avea semnal. Dacă... Nu, nu. Ar trebui să fie, ar trebui să-l aveți, adică ideal ar fi să-l aveți la ureche, ca să fiți cât mai aproape de microfon. Scuze? Nu se înțelege. Îl aveți la ureche? Nu. Nu, adică tot prost. Da. Iertați-mă, o să... vă sun din nou, vă sun din nou. Da. Și în speranța că va fi din nou apelul mai bun. Da. Numai un pic. Da. Sunt multe în lumea asta mare, frumoase ca seninul înstelat. Găsești plăceri nebune în fiecare și-ți dulci ca o clipită de păcat. De-mi place o brună cu ochii dejerate, în focul căror inima-mi topesc. Apare o blondă cu surâs sălbate și nu mai știu pe care s-o iubesc. Iubesc femeia de tot nebună, femeia brună, cu ochii negri de foc. Dar și pe aceea, cu ochii verzi ca mara, îmbrățișarea ei mă-mpată pe loc. Blonda sau bruna îmi e tot una, deopotrivă le iubesc, deopotrivă le doresc. Iubesc femeia când e femeie, a vieții cheie, doar prin ea o bruna, îmi e tot una, deopotrivă le iubesc, deopotrivă le doresc. Iubesc femeia când e femeie, a vieții cheie,
doar prin ea o găsesc. Am revenit, domnule Rădulescu. Okay. Îmi cer scuze că v-am întrerupt. Spuneați că cel mai bun sfat pe care l-ați primit a fost să faceți ceea ce doriți, ceea ce vă place în viață, să vă urmați. Da, eu zic, Da, vă aud foarte, foarte prost. Nu știu ce s-a întâmplat. La început mergea, adică era foarte bună legătura și acum... Da, dar nu știu cum puteți să-l aveți la ureche și să nu fiți aproape de el. Adică trebuie să fie la ureche. Ok. Vă întrebam... Care au fost pasiunile dumneavoastră, acestea pe care le-ați urmat, pe acestea, adică pe care le-ați enumerat? Am avut prieteni care mi-au dat fel de fel de spază. N-am avut chiar multe care mi-au dat fel de fel de spază. Fiecare spunea că mă înțeleg în lucruri pe care știu că de fel nu care le sunt. Pentru că sunt mici, nu știu eu ceva. Este foarte greu. De exemplu, eu am fost foarte multă multe persoane. Eu am la limba asta la televizor. Am făcut limba străină, nu s-a făcut de la televizor. Asta sunt niște, cum să vă spun, niște prepoziții, niște fraze care sunt. Eu nu trebuie să spuneți limba la televizor, care vreună e scupă din ce
whoa, whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah. Dibby dibby da. Shake, shake, shake. Say whoa, whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah. Dibby dibby da. Shake, shake, shake. Say whoa, whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah. Dibby dibby da. Shake, shake, shake. Say whoa, whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah. Do that, do that, do that, do that, do that, do that, do that. You ain't got that swing. Am revenit, domnule Rădulescu. Da. Da, cum vă aud din nou și ne putem înțelege. Da, da, da. Mi-am dat seama. Scuze, spuneați de faptul că mulți oameni v-au dat sfaturi și doctor, dacă am înțeles bine, și spuneați... Da. Da. Și părerea dumneavoastră despre cum se poate învăța o limbă străină? De un punct de vedere, asta nu e ceva. Da, pe care, dacă vreți să-l repetați, pentru că nu s-a auzit foarte bine. Ce se întâmplă? După părerea mea, doamnă sau domnișar, mă rog, o limbă străină nu se poate învăța la școală. Mm-hmm. Da, o poți învăța, s-ar putea să o înveți de la știu, de la grădiniță, dacă ești tentat să o înveți. Dacă ești pasionat, uh-huh. Mă rog, dar așa din filme, din seriale, pe vă spun eu, eram în Statele Unite, am stat 16 ani. Da. Și am venit cu o engleză din România și la un moment dat aia să tot minunau. Ce dracu spune asta aici, că noi nu înțelegem nimic. Uh-huh. Vă dați seama că... Și până după aia... Tot auzind, tot lovindu-mă pe stradă, numai în engleză, numai în engleză, și vorba aia, o engleză din asta de cartiere mărginate, de... Însă și n-are asta importanță. Mm-hmm. N-are importanță mai puțină. Important e să înveți cu cineva, am ajuns la concluzia, da. Că dacă vrei să înveți, cum se spune la noi, să cunoști o limbă străină la perfecție, deși nu sunt de acord cu fraza asta monumentală. Așa. O am spus de ce. Eu am spus, pe lângă pasiunile astea care le-am avut, am avut și pasiuni din astea cu enciclopedice. Dacă deslegam careuri, compuneam careuri sau alte genuri probleme de enigmistică, am călcat pe urmele tatălui meu. Mm. Care și el a debutat ca mine la vârsta de 14 ani. Și eu, sau mai bine zis eu ca el, la vârsta de 14 ani în revista Rebus. Și bineînțeles că eram atunci, 13 ani și ceva, aproape de 14 ani. Și atunci eram la școală și... Mi-a trimis, mă rog, de la redacție de acolo, m-a trimis că avea obicei să trimeată plicuri din astea cu răspunsuri ori la domiciliu celui care trimitea colaborarea, ori la, dacă era elev, trimitea la școală. Mm. Și am trimis și eu odată un care, am zis aia că acum... Rezolv problema, mă publică ăștia. Na, copil, vă dați seama, la 13-14 ani, ce naiba să știu. Și la un moment dat, noroc că răspunsul mi-a venit acasă. Colegii știau și profesorii că sunt pasionat de cuvinte în crușișel. Da. Și am făcut un careu din ăsta, pietre. Cu pietre din astea prețioase, semi-prețioase, chestii de genul ăsta. Mm-hmm. Și la un moment dat redacția îmi spune că Marius Rădulescu Ploiești, între pietrele dumneavoastră am dat și de un bolovan. Pe care nu putem trece cu vederea. Vă dau seama, da. La fiind redactorul șef al revistei sau știu eu cine era la redacție, da. Atunci asta a semnat. Cred că era redactor. Mm-hmm. Asta era tobă de care. Mm-hmm. Și na, putea să stea la discuții cu un elev, nu putea să stea la discuții.
Dar ne-am amuzat și când au aflat și colegii mei, zice, uite bă, ăsta a apărut în revistă, ăștia toți numai cu gândul de apariție în revistă, de scutare. Da. Și vă spun, a fost un râs general. Ăștia de la Rebus erau oameni fini, oameni culti, oameni citiți. Uh-huh. Am cunoscut și oameni care n-au avut cine știe ce pregătire, dar mulți dintre ei erau autodidacti. Uh-huh. De exemplu, mie mi-a plăcut foarte mult să citesc, iar să citesc, exact ca tata. Am enciclopedii, muzica mi-a plăcut, v-am spus. Am avut multe pasiuni. Ce v-ar fi? Însă datorită faptului că nu m-am simțit bine cu sănătatea, de când m-am născut am avut probleme, nu s-a finalizat practic nimic. Ce v-ar fi plăcut să faceți dacă ați fi putut să faceți orice? Sau tot ceea ce ați făcut, călătorii, aceste pasiuni? Mi-ar fi plăcut să fac călătorii și să particip la o expediție din asta maritimă cu francezul ăla teribil. Era un, cred că a fost și în România. Uite, Cousteau? Jacques Cousteau, da. Îmi plăceau mult, am văzut multe de asta în Franța și până când am venit în România am văzut și aici. De fapt am revăzut. Uh-huh. Jacques Cousteau. El a murit aproape la 100, da? Nu știu cât a avut. 98, nu mai știu, aproape 100. Uh-huh. Da. Mi-ar fi plăcut să fac o călătorie din asta. Uh-huh. Pe submări și pe suboceane. Uh-huh. Dar pentru asta, sigur că trebuie să ai pregătire, trebuie să știi să noti și eu cum înnotam ca toporul, vă dați cam. S-a dus tot. Uh-huh. Nu, de ce să nu vă spun realitatea? Mm-hmm. Mi-ar fi plăcut să poate că e un cuvânt mare, să explorez o lume din asta. Mm-hmm. Mi-a plăcut, am văzut multe, am chiar și albume așa din călătorii din astea, pe mare, pe oceane, din străinătate. Mm-hmm. Că aici nu știu dacă se tipăresc genuri din astea de albume. Mm, însă, sigur că m-au pasionat multe, dar dacă e altceva, când te gândești, aș vrea să fiu ca nu știu cine. Și mulți mi-au zis, zice, nu-i neapărat nevoie să fii, știu eu, ca nu știu cine. Și mulți dintre oamenii cu care m-au sătuit, mi-a zis că, cel puțin în cazul meu, mi-au zis că nu trebuie neapărat să am un om de care să spun că ăsta îmi place, aș vrea să fiu ca asta. Uh-huh. Am un model, uh-huh, cum se spune la noi în societate. Am stat de vorbă și în străinătate, și aici, am stat de vorbă cu oameni și mi-au zis. Zice, toți mi-au spus, fă ceea ce simți tu, ceea ce crezi tu că ți se potrivește. Uh-huh. Și-ați reușit să faceți asta? Așa parțial, că vă dați seama, e foarte greu să formă de la o anumită vârstă să te apuci să... Și acum am rămas cu câteva, sigur, am rămas cu câteva hobby-uri și acum și mai fac așa când și când. Vroiam acum să, dacă acum sunt în București, eu ne-am să primi pe cineva la redacția revistei de vârstă să vorbesc cu ei pe internet, să văd cum aranjez. Uh-huh. Să mai trimit niște producții acum, de ultima oră. Pentru că eu compun cuvinte curișate
De mult, de la 13 ani. Uh-huh. Ar fi frumos, 13, cred. Sigur pot fi contactat. Ar fi frumos, cred. Sigur pot fi contactați pe internet, prin e-mail sau... Da, da, e, nu, nu e asta. Nu, să știți, și internetul ăsta, credeți că e așa de bun? Să vă spun ceva, eu am întâlnit oameni care lucrau foarte bine pe internet. Dar mă credeți că nu știau alfabetul? Și asta chiar în străinătate. Nu mai vorbesc, mamă. Asta e... nu e ușor. Să nu vă închipuiți că în străinătate toți sunt perfecti. Sau toată lumea... Închipuiesc asta. Nu, sunt probleme și acolo. Și probleme mari. Și mai ales peste ocean. Ăștia tineretul de acolo ăștia s-au nebunit de tot. Cu arme de foc. Fel de fel de nebunii, fel de fel de pigmiți din ăștia. Eu nici nu știu, stau câteodată și mă gândesc, nu știu cum am rezistat 16 ani acolo. Că la 7, 7 și ceva seara trebuia să fiu în casă. Mm-hmm. Că poliția de anunța. Acolo sunt foarte multe crime. Până ați văzut acum, în ultimul timp, ce s-a întâmplat. Mm-hmm. Acum e un război între albi și negri. Mm. Așa este. A nebunit lumea și plus că a intervenit virusul ăsta care nu numai că a captat atenția omului, dar pur și simplu atenția omenirii asupra lui. Dar practic a nebunit pe oameni. Oamenii nu mai știu ce să mai creadă. Și să știți că virusul în realitate, el există. Sigur că da. Acum depinde cât o să mai fie. Asta e întrebarea pe care noi trebuie să ne-o punem. O să mai fie până când se creează un vaccin sau nu... Eu așa... Lumea își formează imunitate. Deci dumneavoastră și vaccinurile astea nu se creează așa la comandă, apeși pe un buton și gata, este da, vaccin. Durează într-adevăr o perioadă și tocmai de aceea trebuie să ne protejăm pe cât se poate ca să nu, ca să apucăm în acel moment. Se ia și mult timp, se ia și, să știți că se ia și mult timp. Și să știți că și în domeniul cancerului și în domeniul bolilor de inimă, mai nou domeniul bolilor de fica sau de plămâni, ce să vă spun, decât un subiect pot să vă spun, că okay. Spun că au lansat, nu știu în ce stat, acum îl supun la probe, că vor să facă... Bine, ăștia sunt și nebuni americani. Ei vor să facă un pancreas artificial, care eventual să locuiască pe la un moment, dar pancreasul e mic. Mm-hmm. Pancreasul nu-i ficat, a spus și dumneavoastră. Mm-hmm. Câte de mic pancreas. Mm. Și, de exemplu, la, în cancerul de pancreas, aia e moarte sigură. Nu s-a descoperit nici acolo nimic. Da, în schimb, este un tânăr. Am văzut o conferință pe TED Talks. Un tânăr care a dezvoltat un nou mod de a diagnostica cancerul pancreatic. Mult mai devreme. Este un, da, mult mai rapid și dacă da. Prinzi asta din timp, da, e adevărat. Șansele așa de supraviețuire cresc. Da, e adevărat. Așa se spune că șansele de supraviețuire cresc, dar să știți că și acum, în toate tipurile astea de cancer care sunt pe lumea asta, mm-hmm. Organismul să fie de fier, știu eu, să răspundă la toate comenzile, și să fie în stare să învingă boala. Sigur că sunt și situații când sunt oameni care scapă de boala asta. Dar da. nu toți medicii își pot explica fenomenul ăsta. Știți că aici intervine și zice să nu mănânci carne, să nu mănânci gras, să nu bei alcool, să nu consumi, știu eu, prea multă cafea. Un fel de fel de exemple din asta. Și să și cu în privința cancerului, se spune că boala se moștenește, nu e adevărat. Mm-hmm. Să știți, în America
Asociația Americană de Oncologie e împărțită în două. Uh-huh. Unii care susțin faptul că boala se moștenește și alții, bineînțeles că trebuie să existe și oameni de păreri diferite. Uh-huh. Așa este. Și așa se ciocnesc între ei. Uh-huh. Și lumea încă moare. Încă moare pentru că, să știți, dacă s-ar descoperi într-un viitor nu prea îndepărtat o șansă teribilă ca omul să scape de această maladie a mileniului, nu a secolului, uh-huh, aș putea numi eu. În primul rând că primele rezultate s-ar solda cu o nebunie. Ca să faci un vaccin din ăsta atât de polivalent, care într-adevăr să rezolve toate genurile de cancer, în prima fază de test costă foarte scump. Uh-huh. Și acolo, vă dați seama că și acolo nu-i poți mulțumi pe toți oameni. Uh-huh. Mai ales la nebunia lor e ceva. Asta ar fi o problemă. Vă mulțumesc frumos, domnule Rădulescu, că am reușit să avem o conversație plăcută și am răspuns la o parte din... Și greșelile făcute, dar... N-am de ce să vă scuz. N-am de ce să vă scuz. Sper să continuăm, poate, într-o ediție viitoare, ca să răspundem și la celelalte întrebări și eventual la întrebări noi. Eventual să mai știu să dezbatem și alte subiecte, dar trebuie să fim pregătiți. Eu, că v-am spus, am problemele, mai uit eu. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare și să ne auzim cu bine. Da. Numai bine. Cine mi-este drag, mi-a trimis în dar cu o bătrânică ce așteaptă în prag un buchețel ca un pitit de mitite. Draga mea mi-a scris un bilețel micuț, tot cu bătrânica, ieri mi l-a trimis. Și-am să vă spun tot ce-a scris în el. Panseluțe albă strele, ca și ochii dragei mele, flori de un leu ce poartă în ele, chipul fetei ce-o iubesc. Panseluțe albă strele, ca un mic buchet de stele, pentru ochii dragii mele, căreia le dăruiesc petalele pline de viață și lumină. Sunt vesele, parcă înțeleg că-i zi senină. Panseluțe albă strele, ca și ochii dragei mele, flori de uleu ce poartă în ele, chipul fetei ce-o iubesc. Panseluțe albă strele, ca un mic buchet de stele, pentru ochii dragei mele, căreia le dăruiesc